Trandafirul japonez sau chinezesc este o plantă de apartament, însă în perioada mai septembrie poate fi ținută și în balcon sau grădină. Originară din Japonia, India și China, trandafirul japonez este singura specie din genul hibiscus care se cultivă ca plantă de apartament. Pentru că face flori impresionante de diferite forme și culori, flori roșii trompetă, flori roșii bătute, flori galbene bătute, trandafirul japonez este foarte apreciat la noi în țară. Trandafirul japonez are nevoie de multă lumină în perioada de înflorire. Pe perioada iernii însă, pentru că e în perioada de repaus, se va comporta foarte bine și dacă va fi expus la lumină indirectă. Dacă în primăvară-vară se recomandă udarea trandafirului japonez zilnic, iarna, udarea se va face mult mai rar, aproximativ o dată pe săptămână. Deși nu se recomandă să faceți acest lucru, dacă totuși țineți trandafirul lângă calorifer, stropiți-i din când în când și frunzele cu apă cu ajutorul unui pulverizator. Iarna, trandafirul nu trebuie ținut la temperaturi mai mici de 10 grade Celsius, temperatura optimă fiind de 13-15 grade Celsius. Este recomandat să se evite expunerea la căldură directă, cum ar fi cea provenită de la calorifer. Este bine de știut că, în general, iarna se oprește administrarea de îngrășăminte plantelor. Dacă este expus la șocuri termice, trandafirul japonez nu mai înflorește, așa că se recomandă să-l obișnuiți treptat cu modificările de temperatură. Dacă are condiții bune, trandafirul japonez înflorește și în luna octombrie. De asemenea, este bine să-i fie scurtate ramurile o dată pe an, primăvara de vreme, sfârșit de februarie, început de martie.